Mi-ați trimis un video, doamnă. Ce e acolo că nu înțeleg? Da, bună ziua. Este un video despre printr-o decizie a Consiliului s-a votat ca șesul de la intrarea în sat să fie arat și să fie plantați salcâmi. Deci, joi, data de 7, da, s-au adus și puieții de salcâmi pe cea porțiune de, adică pe terenul acela, cum s-a zis, cum să vă spun. Lăsați ca o scârtă de paie, ca o scârtă de hripcă, până astăzi, iată, e sâmbătă și ei sunt în bătaia soarelui. Ideea că acolo sunt foarte mulți salcâmi, dar joi când i-au adus de la Moțiva, adică nu știu de unde au fost aduși puieții, erau date doar două brazde. Eu plecam la Cahul și deci am văzut doar două brazde. Când mă întorceam deja înapoi la ora 4 și vreo 10, pleca de pe acel teren doamne, pădurarul, acolo se vede o mașină albă și tractoarele cu plugurile pe sus. Și puieți și ea, că până ziua de azi, eu nu știu cum de nu a fost, nu le-a dat nimeni a foc. Dar care-i supărarea? Că iată, până astăzi m-au întâlnit sătenii și m-au plefturit așa, într-un fel dulce, să spun. Precum că noi, primăria, care, adică consilierii, care nici nu analizăm și nici nu simțim dedesubturile acestei decizii, că noi am dat, adică eu am fost împotrivă, m-am reținut, am zis că s-ar putea din pădurit alte porțiuni de teren, fie este râpa lui Șpechi, așa, deci a unui neam, mai sunt alte locuri unde s-ar putea din pădurit. Și totodată ei îmi spun, și voi nici nu vă gândiți că dați terenul Moldsilva, adică acestei asociații silvice, cum s-ar numi. Că până la urmă, noi, primăria, nu o să putem să cunoaștem ce se face, cine e proprietarul, de ce lemnul staie, de ce lemnul se... Deci, iată sunt niște situații din acestea. Până la urmă, iată, dacă vă spuneam că la noi a fost acum la primărie, tot la o plângere de-a mea, inspecția financiară și tot inspecția financiară mi-a sugerat așa o idee. Deci de ce prin decizia Consiliului, eu am vorbit, deci nimic eu am spus revizorului că s-au tăiat plofi ilegal de pe strada centrală, deși eu parcă am să vă trimit dumneavoastră răspunsul primarului prin care îmi spune primarul despre plofi, dacă vreau să fac la două subiecte. Primarul îmi spune, Munteanu Mihai, îmi spune că plopii dărâmați peste firele electrice și au fost luați de către Premier Energy companie. Dau, fac o întrebare, un demers înaintez la Premier Energy. Premier Energy îmi spune că ei au participat doar la tunderea copacilor, nu și la evacuarea sau deci, Defrișarea lor. defrișarea copacilor, adică defrișarea și distribuirea, îi revine primăriei. Păi cum primarul, deci minimă minte și îmi spune că Union Finos au luat lemnul, dar Union Premier, organizația asta, compania Premier Energie, spune că asta primăria a făcut. Deci am să înaintez deja o plângere să vedem cine totuși că nu se știe ce au făcut cu aceștia șase plopi din centrul satului. Atunci ce o să fie și cu pădurișa asta sau... Eu, poate cineva știe, poate eu sunt greșită, poate ar trebui să-mi cer scuze dacă eu nu corect analizez, dar vă zic, din ceea ce m-au certat sătenii, adică așa, nu ne-am bătut, nu ne-am dar ideea că ei până la urmă, eu parcă aș fi de acord cu ei. Ei s-au expus corect, deci nu ați întrebat pe nimeni. Iată, pământurile astea se dau așa pe nimeluita și noi într-un timp să rămânem. Deci iată cam ce, dar știți ce mă indignează? Mă indignează faptul că astăzi sunt 14 grade, dacă nu și mai mult, dacă nu și mai mult. Și copăcii sau sunt pișez. Alături este
Rău. Deci eu, din câte presă am urmărit-o, președinta îndeamnă data de 10 martie să ieșim la plantat. Dar la noi în localitate mâine se organizează sărbătoarea frumoasă a doamnelor la Casa de Cultură. Credeți că mâine o să iasă cineva la plantat copăcei? Dar poate și splantați, că eu asta joi am văzut, dar nu cred, pentru că sătenii n-aveau să-mi spună despre ce și fie le gândiți voi cu capul sau cum. De atâta și vă zic că acest video, doar acestea l-am surprins. Tot atunci, joi, când m-am întors de la oraș, am intrat pe la primărie, în jurul orei 16, 10, 15, și am zis primarului cine este responsabil de acei salcâmi, cei care plantează. Adică cum? Pământul, terenul, noi am votat și deci cei care au votat, decizia Consiliului este de a planta. Și cine totuși e responsabil? Sau cum poți să leși 5-6 zile sub soare, sub 14 grade, acești salcâmi? Când tehnologia din contra zice că trebuie băgată în mocirlă înainte de plantare, în apă, în Nici în amol. sat, eu am văzut în pungi, am văzut când plantau la președinție, am văzut pungi mari, multe, da, dar ei stau ca o scârtă de paie, ca o scârtă de friepcă. Vă zic, încă te miri că nu le-au dat foc. O să o suși, o să mai plantez odată, o să mai aibă Da? treabă în anii următori sau la toamnă. Da, așa că la noi țara și primăria Burlacu sau localitatea Burlacu doar este un generator de risipă. La noi se risipește tot. La noi nu se poate din lemnul care vă spuneam, cum mi-au spus, lemnul care s-a vândut prin decizia Consiliului, s-ar putea, iată, din suma respectivă, s-ar putea asta de făcut. Dar toți banii se duc în cazna principală și de acolo doar se folosește primarul. Doar el știe să gestioneze, să meargă la Cahul de câte ori vine. Asta e ușor, e leger, nimeni nu pătrunde din esență. Eu de asta am zis mai de multe ori. De ce? Iată, poate de făcut prin decizia Consiliului, uite, iată de bani ăștia. Nu, trebuie să-i punem acolo la șurapul comun. Și iată așa e.